Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am găsit! Subiectul de astăzi este foarte drăguț, o să vedeți și dumneavoastră, și asta pentru că ne duce într-o lume în care fiecare dintre noi, copii fiind, ne-am găsit eroi, am fost zâne. Acolo, cred că a fost singurul loc pentru foarte multe dintre doamne, unde și-au găsit prințul ăla pe cal alb. Da, mergem în lumea poveștilor puțin și vorbim în același timp și despre dezvoltare personală. Una dintre invitatele mele, pentru că sunt două, am mai fost în platoul televiziunii Arad atunci când am vorbit despre magia cuvântului. Poate vă mai amintiți. Acel festival pe care ea l-a inițiat, am înțeles, pentru prima dată în România și care chiar a fost și este un fenomen foarte îndrăgit și de copii, dar și de cei care vin din mai multe țări să povestească într-un anumit fel, într-un anumit mod. Îi urez în primul rând bun venit Georgianei Popan, Elena Popan, bine ai revenit. Bine te-am regăsit. Și mai avem o doamnă, oaspetele nostru, din Timișoara. Bună seara, mulțumesc de invitație. De Ioana, bine ai venit. Despre tine am auzit de la Georgiana. Acum e prima oară când ne cunoaștem. Vorbim despre arta povestirii. Care e faza? Ce mi-a plăcut foarte tare la tot subiectul ăsta, că acum nu vorbim despre copii, ci vorbim despre adulți. Adică noi, adulții, putem să facem, să mergem, să urmăm un atelier de arta povestirii. M-am uitat pe site-ul pe care mi l-a trimis Georgiana și am fost foarte încântată să văd cât de bine s-au simțit adulții acolo. Indiferent că erau părinți pur și simplu, profesori, psihologi și așa mai departe. Impresiile au fost fantastice. Ce se întâmplă într-un atelier de genul ăsta? Sau hai să luăm de la început. De unde a venit ideea? Sau nu? Nu. Mai de la început. Ioana. Cine este Ioana Popescu? Ioana Popescu este o persoană creativă, cu drag de oameni și care vrea să facă binele, pentru oameni în special, și care are o experiență de peste 10 ani în dezvoltarea de produse educaționale și culturale. În acești ani am întâlnit-o pe Georgiana și undeva prin decembrie, anul trecut, am avut un gând. Ce-ar fi să organizez ateliere pentru adulți, în principal, cu oameni faini, cu care eu mă înțeleg foarte bine și cărora aș vrea să le propun acest lucru. M-am întâlnit cu o prietenă de-a mea, care i-am spus de gândul meu și a zis, Ioana, așteaptă până după Sfântul Ioan. Acum lumea este preocupată de sărbători, nu e momentul să mă vedeți pe mine prin 1 ianuarie. Așa stăteam. Vreau neapărat să dau acel mesaj acelor persoane la care m-am gândit că mi-ar place să lucrez și să pornesc acest atelier și am așteptat până după Sfântul Ioan. În 8 ianuarie am dat acest mesaj și Georgiana a fost prima care a reacționat și a spus, vreau, eu îți propun să facem un atelier de arta povestirii. Și așa a început povestea noastră. Georgiana, tu ești acolo în lumea poveștilor, de când te știu eu. Actriță fiind la origine, dar uite că te-ai orientat spre altceva, spre un domeniu care aduce foarte multă bucurie copiilor. Da. Deja aceste ateliere au avut loc, se desfășoară, da? Da. Care e reacția, prima reacție a adulților? Păi, de fapt, ce se întâmplă acolo, ca să-mi dau și eu seama? Cred că arta povestirii este un fel de întoarcere la origini, pentru că toate artele au la bază o poveste. Lumea a fost creată, Dumnezeu a creat prin cuvânt, a creat lumea și toate poveștile din străvechi timpuri au fost cele care au dus mai departe, practic, istoria neamului, omenirii întregi. Și atunci, arta povestirii nu e doar o formă artistică de a te exprima, ci este o formă
de a te exprima pe tine ca om și chiar ca și umanitate. Așa că fiecare artă în parte are o poveste în spate. Și atunci am zis, hai să ne întoarcem la bază. Asta e tot. Pur și simplu, a face un atelier de artă a povestii înseamnă dezvoltare personală, înseamnă exerciții în care să îți dezvolți încrederea în tine, în forma de a te exprima în fața unui public, acel celebru, celebra expresie public speaking, e tot o formă de artă a povestirii. Și cum spunea și în Naie Caranfil, în filmul lui, în Filantropica, o mână întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic, exact despre asta e vorba. Spunem povești ca să ne exprimăm. Și atunci, în acest atelier de arta povestirii, asta fac oamenii. Descoperă prin jocuri, prin tehnici, să se exprime, să-și exprime munca pe care o face sau stările pe care le are prin povești. Pentru că de multe ori adevărul e foarte greu să-l primești așa în față. E greu să primești un adevăr pur și atunci îmbrăcat într-o poveste mai ușor îl primești. Oamenii toți sunt așa ca și niște bibelouri, adică lucrăm toți pe cord deschis. Dacă eu spun acum un lucru care te doare, s-ar putea ca data viitoare relația noastră să eșueze sau cumva să se răcească. Dar odată ce spun o poveste prin care spun acel lucru pe care vreau să zic, dar altfel, îmbrăcat frumos, altfel îl primești. Și despre asta e vorba, despre oameni care vin din toate domeniile, care lucrează cu copii, cu tineri, care sunt profesori, doctori, avocați, preoți, am avut tot fel de economiști, tot fel de oameni care lucrează cu oameni sau inclusiv oameni care sunt interesați să-și dezvolte tehnicile de team building pe care ei le fac cu alte companii. Deci cumva învață meserie de aici, mai fură de aici și își fac mai departe meseria lor de team building lucrând cu alte corporații. Și așa, după 4 întâlniri, pentru că înseamnă 4 întâlniri, 4 ședințe, această artă a povestirii ca atelier, apoi deja primești un certificat, ca să zic așa. Evident că fiecare nu e ca și cum am dat un examen la final, ca să dau și o notă, dar fiecare își asumă anumite informații și le așează în domeniul său. Și chiar dacă la început ți se pare că nu poți să faci tot ce a zis George și wow, George, așa și așa și e prea explozivă și noi nu o să fim niciodată ca și ea, nu despre asta e vorba. E vorba de a experimenta și de a-ți lua ce ți-e ție de folos în lumea ta, în mediul tău în care trăiești. Și cu siguranță, chiar dacă astăzi lucrând cu oamenii, cu colegii de lucru, cu studenții, cu copiii tăi, lucrezi o parte din tehnicile pe care le-ai învățat, ele se așează în timp și fiecare la rândul său vor funcționa. Da, în testimonialele pe care le-am văzut, oamenii sau doamnele, că erau doamne, mai mult nu, doamne. Eu asta am văzut. Doar doamne am văzut acolo. Îi mulțumeau Ioanei pentru că te-a găsit pe tine și spuneau că mai vor să trăiască experiența cu tine. De fapt, ce se întâmplă? Dacă eu merg, de exemplu, la un atelier de genul ăsta, trebuie să știu dinainte, adică să mă gândesc la o poveste? Nu. Sau îmi stimulează imaginația ca să inventez eu o poveste? Cum merg lucrurile? Prima întâlnire este un fel de warm-up. Sunt un fel de jocuri pe care le facem, de atenție, de concentrare, de exprimare emoțiilor. Dar eu ce fac, îi spun, băi, sunt chestii care voi poate le faceți, dar acum le faceți conștient. Adică una e când înainte făceai treaba asta și spuneai poate o poveste cu colegii la când te întâlnești afară, înainte să intri în emisiune, tu, Codruța, spui o poveste, o întâmplare, ce s-a întâmplat azi dimineața sau ceva. Dar asta e când o spui și una e când ești conștient de ceea ce zici și ai niște tehnici pe care te bazezi când spui povestea respectivă. Și un fel de dublare, ca și în teatru, e un fel de dihotomie între tu performer și tu artistul, care este foarte concret, foarte ancorat în realitate. Asta este prima parte. În a doua întâlnire facem povești autobiografice, în care mai mult lucrăm cu povești din copilărie, cu povești personale, de viață, care e o altă formă de a spune povești. Sunt doar niște izvoare care pornesc pământul, fiecare are câte o bita mai artera care s-ar putea lucra mai departe și sunt povestitori care asta fac, spun doar povești de viață, life stories. Al treilea modul este modul în care facem tehnici, efectiv lucrăm pe povești, pe tehnici de interpretare, ca și povestitor, nu ca și actor. Evident că folosesc tehnici de interpretare artistică, dar eu le aplic pentru orice om. Ele să fie la îndemâna oricărui om să le folosească și să le înțeleagă. Iar în final, bineînțeles că apropo de treaba asta cu povestea pe care trebuie să o spun, da, le cer cursanților ca de la început, de la prima întâlnire, să se gândească la o poveste scurtă,
o poveste pentru copii, poate să fie o poveste de viață, o poveste de înțelepciune pe care ei o vor, sau o poveste personală pe care să, la care să se gândească și la final, în ultimul curs, practic e un fel de mic spectacol în care fiecare devine povestitor și își spune povestea încercând să folosească anumite tehnici pe care le-a folosit și care le-a învățat de-a lungul atelierului. Despre asta e vorba. Mi se pare foarte fain și uite, cei care au scris și cei care au înregistrat acele testimoniale spuneau la un moment dat că s-au distrat foarte tare. O doamnă spunea că a râs cum n-a mai râs de multă vreme. Foarte fain. O altă doamnă venea și spunea cât de mult a ajutat acest atelier în relația cu copilul, să și-l apropie, să se distreze împreună cu el. Foarte fain. Există un, și un site, că vreau să o întreb pe Ioana, bine, acum tu ne-ai povestit ce faci tu în mare. Ioana, care e rolul tău acolo? Doar organizator sau mai faci tu ceva pe lângă Georgi? Eu sunt organizator, eu sunt cel care pregătește, să zic așa, toată desfășurarea logistică a evenimentului, înainte și după eveniment. Și Georgi, când mai are nevoie de mine, mai intru și eu, pentru că și eu am fost la a treia ediție din Timișoara. Nu m-am putut răbda să nu intru și eu. Și în felul ăsta contribui și eu. Eu am alte ateliere pe care eu le susțin. Da, este practic eu ceea ce fac este dezvoltare personală pentru adulți, pentru tineri și puțin pentru copii. Anumite proiecte reușesc să le fac cu o finanțare, adică participanții nu trebuie să plătească, iar altele nu. Iar în proiectul care este pentru tineri și care este, să zic așa, dedicat lor, unde am și reușit să obțin o finanțare de la Fundația Albert, este un proiect care vizează partea aceasta de dezvoltare personală într-un cadru non-formal. Proiectul este Ce faci, te face, pe care dorim chiar de anul viitor să-l aducem și în Arad. Deocamdată se desfășoară doar în Timișoara și în comunitățile din jurul Timișoarei. Și eu o să fiu formator la un curs care presupune implicarea tinerilor în comunitate prin metoda proiectului. Adică îi învăț cum să facă un proiect, cum să organizeze un eveniment, astfel încât ei să aibă un impact în jurul lor, în comunitatea lor, în școala lor. Depinde unde vor hotărâ ei să... Mâine va fi cursul. Depinde unde vor hotărâ să fie ei prezenți. Și acest proiect Ce faci, te face are, să zic așa, tot felul de activități care vizează fie partea aceasta de formare, cum ți-am spus, cursul pe care eu o să-l țin, dar are și componenta de peer counseling, în care ei se întâlnesc de două ori pe lună și discută anumite teme într-un cerc mai restrâns, sau au activitatea de cafeneau tinerilor, așa îi spunem noi, activitate în care avem un speaker care are o experiență de viață și profesională și care este foarte pasionat de ceea ce face și împărtășește cu drag și lucrurile astea inspiră pe tineri în momentul în care ai un astfel de speaker și temele sunt diferite, de la povestea succesului, la partea de nutriție, partea de comunicare. Ce am văzut eu că ați avut sau aveți încă, dar de avut sigur ați avut, un atelier de dicție la care a fost invitat ca și trainer un coleg de-al meu din Așa radio. Așa este, da. Cu Adi lucrez, Adrian Faur iară și este o persoană cu care eu lucrez foarte bine și cu care am pornit acest atelier de dicție. Acesta a fost organizat prin atelier de cuvinte și care iarăși a avut foarte mare succes. Am reușit să-l organizăm de două ori și am avut cu precădere adulți la acest atelier, dar am avut și o adolescentă de 13 ani care s-a descurcat de minune și a avut un progres fantastic. Uite, până acum n-am avut curiozitatea să-l întreb pe Adi cum face el la acest atelier. Te invităm. Dar o să-l întreb. Când demarați câte un proiect de genul ăsta sau câte un atelier pe o anumită temă, cum îl mediatizați? De unde știți care e publicul țintă pe care îl vizați? Unde mergeți să invitați oamenii să vină la un atelier? Da, eu am, să zic așa, două modalități majore. Prin social media, prin site și prin contacte personale. Persoanele care vin spre noi
fie mă cunosc pe mine sau pe Georgiana sau Adi, spre exemplu, deci trainerii care sunt, fie vin pe o recomandare. Eu cred foarte mult în relațiile acestea dintre noi, dintre specialiști, pentru că asta este practic o garanție a faptului că ceea ce vei experimenta în cadrul acelui atelier este ceea ce ai tu nevoie. Fie că e la nivel profesional, fie că e la nivel personal. Pentru că atunci când eu am pornit atelierul, pe lângă faptul că mă gândeam că vreau să lucrez, am o anumită experiență profesională și mi-am dat seama cât de fain este să lucrez cu oameni cu care chiar te potrivești și dacă am această opțiune să fac acest lucru, am zis că am să o fac pentru oameni și împreună cu oameni care îmi sunt dragi și să le ofer participanților șansa de a face și altceva în timpul lor liber, în afară de, eu știu, poate a ieși în oraș cu partenerul sau cu copii sau a merge la mall sau a merge la un restaurant. Am zis că e important să facem ceva și pentru noi, pentru dezvoltarea noastră personală, care fie este în partea de gestionare a emoțiilor, fie este în partea de a te învăța cum să să fii înțeles sau de a învăța cum să povestești, cum să legi anumite relații. Toate lucrurile astea, practic, te îmbogățesc. Spunea cineva că până la 60 de ani tot poți să investești în tine, în partea aceasta de dezvoltare personală, participând la diverse ateliere. Sigur că și peste 60 de ani, dar probabil că atunci puțin flexibilitatea ta este mai redusă. Și că dezvoltarea personală este un lucru care de care fiecare dintre noi are nevoie, chiar dacă unii consideră că eu sunt ok, nu mai am nevoie, dar participând la astfel de ateliere, practic tu accelerezi această dezvoltare personală. Probabil că o vei face până în anumit moment, dar ți este mult mai facil și ți se întâmplă mult mai repede anumite procese de dezvoltare personală în momentul în care te expui și ieși din zona ta de confort. Despre asta este vorba. Și George este o persoană care te scoate din zona ta de confort, te provoacă și chiar pleci de la atelierele ei încărcat nu numai cu o experiență frumoasă care te bucură și îți dă așa cumva energie și drag de a face lucrurile în continuare și de a le face frumos, dar și câteva trucuri care să te ajute în profesia ta sau în relațiile tale cu cei dragi de acasă sau cu prietenii. Care a fost momentul în care ai simțit nevoia de dezvoltare personală și cum ai făcut-o? Nevoia asta am avut-o încă de când eram în facultate. Am avut șansa să, ca 80% din profesorii mei să fie din Statele Unite și ne-au provocat foarte mult și ne-au scos din zona de confort și ne-au sensibilizat în zona aceasta de a ne descoperi, de a ne expune în diverse situații și de a ieși din zona noastră de confort cât mai des. Și practic am avut șansa să lucrez în organizații, pentru că am lucrat numai în sectorul ONG. Am avut șansa să lucrez la organizații care au înțeles acest lucru și care au investit foarte mult în partea aceasta de dezvoltare personală a echipelor. Mm-hmm. Și mulțumesc că... Și atunci ți-ai dat seama că ar trebui să ajungi și pe ceilalți prin aceste ateliere? Cred că asta ține de firea mea, pentru că eu sunt asistent social de profesie și am mers întotdeauna în zona aceasta de antreprenoriat social și educațional, pentru că există și această componentă în asistență socială și practic asta este firea mea. Eu sunt orientată spre binele comunității, spre binele oamenilor și asta este zona în care eu mă simt cel mai confortabil. Mi-aduc aminte că la unul din cursurile la care am participat, la un moment dat a trebuit să îmi fac o machetă cu niște poze în care eu să-mi creionez viața mea, cum va arăta viața mea pe partea personală și profesională. Și era foarte mare, era pe o hârtie din aceasta de împachetat. Și mi-am lipit niște poze, am scris câteva cuvinte și la un moment dat când ne-am mutat, n-am mai fost
cum să mai am grijă și de lucrurile astea și le-am trecut pe un A4. N-am mai luat fotografiile, ci am trecut ideile pe fiecare, să zic așa, zonă în parte. Prieteni, familie, profesional. Și de curând, cam maxim de o lună, am descoperit această foaie și 80% din ce scrie acolo s-a îndeplinit. Bine tu! Și e extraordinar. Deci eu încurajez pe toată lumea să facă această introspecție și să-și propună și să facă în așa fel încât să-și permită să viseze și să-și dea voie să aibă povestea loc în viața lor și să chiar să-și noteze ce visează să ajungă și unde vrea să ajungă, pentru că până la urmă Dumnezeu te ajută dacă tu ai un vis și visul acela este frumos și este de folos să ajungi acolo. Și eu mulțumesc la Dumnezeu că lucrurile astea s-au întâmplat cu mine. Da, am întâlnit îndemnul ăsta de a scrie ce-ți dorești, de a pune pe hârtie, la foarte mulți autori de dezvoltare personală. Și toți cei care au aplicat acest lucru, nu doar l-au citit, au spus că da, într-adevăr, așa cum ai afirmat și tu, totul se împlinește. Da. Georgina, tu cum stai cu dezvoltarea personală? Nu prea stau cu nici cum, că stagnez, ca să zic așa. Că facultatea pe care ai ales-o și pe care ai urmat-o, așa? Da, cred că e o provocare în dezvoltarea personală, adică n-ai noi, cum. Adică artiștii din firea noastră, suntem în afara zonei de confort în general. Adică noi nu știm cum e să fim varianta cealaltă, să fim în zona de confort, sau poate asta este varianta noastră de zona de confort, să fii într-un disconfort continuu. Dar chiar mă gândeam înainte că zicea Ioana că până la 60 de ani tot poți să participi la cursuri de dezvoltare personală. Mă gândeam că și bunica mea, de fapt, e un fel de povestitoare. Bunica mea are 84 de ani și s-o ține Dumnezeu și ea, are și ea un fel, are poveștile ei, știi? Doar că la vârsta e evident că nu mai pot schimba, ea este deja așezat, dar e povestitoare, adică nu știu dacă știai, dar Grădiște este centrul Aradului. Da. Deci toată lumea se trage de pe rozelor și de pătismana, nu contează oricine, spun bunii, am fost plecată în Africa la un festival, ce știu, știu că am fost și acolo odată. Unde ai fost? Ei, ca în Turcia, am fost odată acolo, în Turcia, las că știu eu. Bine, dar stai să vezi că în Statele Unite, nu, că știu. Când ai fost? Odată am fost cu maică-ta în Germania, când era pe atunci mai de mult înainte după Revoluție și am fost, știu. Oricine e din orașul nostru, la oricine, are neam, vecina, bunica, mama, soacra, de pătismană sau de părozelor. Nu știu unde stai tu exact, dar să știi că, sigur, siguranță... Aproape, pe acolo, că ne mai întâlniți, da. Din zona asta, deci e clar. Deci, de exemplu, are o lume a ei de povești și cumva toate sunt acolo, într-o zonă. E foarte frumoasă, are o poezie. Și probabil că de acolo, cumva, îmi trag și eu rădăcinile de povestitor și de artist, pentru că din neamul meu suntem așa mai scoși din zona de confort, ca să revin. Ioana este omul care m-a ajutat teribil de mult, pentru că eu sunt între povești, între ateliere de arta povestirii pentru copii, între școala pe care în care am încercat să mă implic și să punem bazele, între plecările în țară și în afara țării, și atunci aveam nevoie de un om care să creadă în arta asta povestirii, să creadă că e de folos adulților și să creeze contextul. Deci Ioana face teribil de mult pentru acest atelier. Dacă n-ar fi ea, eu degeaba vin, eu doar pun pling acel la final în atelier, dar ea e cea care în spate lucrează și are un fel de a lucra cu oamenii, de a ține tot timpul aproape, de a vorbi cu ei, de a telefona. Toate cursurile sunt filmate pentru ca ei să se vadă, să se observe pe urmă, să vadă ce a greșit, ce a fost bun, ce poate să-și îmbunătățească în felul de a se exprima prin această artă a povestirii. Îi ține la curent, avem cursuri pe care îi trimite pe mail după fiecare atelier. Deci e, pur și simplu, omul care participă la atelierele Ioanei, printre care și al meu, se simte important, se simte că e un loc ca în familie, ca acasă. Și Ioana duce o muncă teribilă, adică ore în șir de vorbi la telefon, de trimis mail-uri, de lucrat. Și asta chiar contează. Și pentru mine, ca și formator, ca și artist, e teribil de important. Știi că se spune și, de exemplu, și în teatru sau în orice altă instituție, nu trebuie neapărat să fii omul, adică directul, manager, să fie neapărat de acea profesie. Eu asta cred că și în teatru e la fel, sau de multe ai nevoie de un manager bun. Deci trebuie neapărat să fie un om care regizor sau actor sau scenograf, pentru că un manager bun e cel care are viziunea de ansamblu și știe să-și ghideze fiecare om în parte. Ioana este acel manager care are această viziune generală și eu doar îmi fac partea.
Apropo de povești, spuneai că tu ai un atelier și pentru copii. Da. Aparent, toată lumea care aude de asta, deci tu ai, te ocupi de atelierul pentru adulți și atelierul pentru copii, ar spune, fai, sigur e mai greu de lucrat cu copiii. Care e diferența și unde e mai mare dificultatea de a face un atelier de genul ăsta? La copii sau la adulți? Păi sunt, în primul rând, că sunt registre diferite. Okay. Deci lucrez diferit, evident, cu cei mici. De obicei intru în lumea lor și mă prostesc și cumva îi câștig, pentru că asta e o chestie care funcționează și pentru adulți și pentru cei mici. Pandantul comic, care este unul dintre armele mele, chiar totdeauna funcționează, pentru că sparge gheața și te relaxează. Și asta funcționează și când mă întâlnesc prima dată cu copiii și când mă întâlnesc prima dată cu cei mari. Și apoi, evident, că zona de lucru, mesajele sunt de obicei același, doar că sunt îmbrăcate și altfel. Formulate altfel. Da, povestea este evident diferită și joacă, e foarte multă joacă pentru cei mici, dar atitudinea mea e diferită. Rest, pentru că joacă fac și cu cei mari. Chiar mă joc foarte mult cu ei și chiar mă prostesc foarte mult, doar că atitudinea e mai mult ludic, e mai mult hai să nu mă iau în serios prea mult cu cei mici și puțin cu adulții fac un balans între când mă joc foarte mult și când sunt serioasă și spun, uite, asta am făcut și de asta am făcut treaba asta, înțelegeți? Când spui chestia aia, de asta contează să faci treaba asta înainte. Și atunci asta e, cu copiii nu fac treaba asta. Deci cu copiii nu ies din joacă și nu le explic, ați înțeles puișorilor, de ce am făcut acolo lucrul ăla? Când am făcut pauza aceea și am schimbat ritmul, că n-ai cu cine. Da. Asta e diferența. În rest, lucrez la fel de bine cu cei mici și cu cei mari. Încă, sincer, spun, de când am descoperit această formă de a mă exprima prin ateliere pentru adulți, pe care le doream de foarte mult timp să se întâmple, îmi place foarte mult, pentru că în primul rând eu vin cu energia mea și cu dragul și le spun, măi, dar trebuie să alegi o poveste care să-ți placă, să fie așa ca o pâine caldă și gustoasă care să o rupi și să iasă abur de acolo, să fie coaja crocantă și să-ți vine să o mănânci pe toate atunci, să fie acel miros, acea gust, acea plăcere pe care să o ai când mănânci o pâine bună și proaspătă, abia scoasă din cuptor, asta este să fie senzația pe care să o ai când faci ceva cu plăcere. Și în cazul meu, a spune o poveste. Știi că se spune că nimic nu e întâmplător și uite, dorința ta mare s-a materializat întâlnind-o pe Ioana. Da. Și ea, cu pasiunea ei și cu dăruirea pentru ceilalți, pentru semenii ei, uite, că au făcut să se întâmple și să iasă o poveste foarte faină. Da, suntem nu doar aici în Arad și în Timișoara, am început proiecte da, am văzut, național. Am văzut da. în mai multe locații. Mi-a plăcut foarte mult faptul că în aceste ateliere pentru adulți, voi faceți cumva în așa fel încât să iasă copilul din adult, din noi. Pentru că noi ne luăm prea în serios vorba ta, avem senzația că viața noastră este doar despre responsabilități, despre muncă, despre crescut copii, despre făcut nu știu ce în casă și uităm că acolo înăuntru nostru este un copil care într-adevăr n-ai mai adormit el așa de mulți ani, dar are nevoie să trezească și să mai zburde. Dar știi cât de mult contează, iartă, să... Deci pur și simplu arta povestirii e o formă de a face să stea timpul în loc. Pentru că stai la o poveste. În primul rând că verbul e de a sta la o poveste și oamenii sunt agitați, sunt grăbiți și ai timp să faci treaba asta. Când terminăm ultimul modul în care asta fac toți povestitorii, spun o poveste și zic, nu, vă dați seama? Pentru că mă uit pe fețele lor cum sunt ceilalți care reacționează și zic, ah, ce fain! da. Și reacționează și ceilalți cursanți la cel care spune povestea și e un alt timp, pur și simplu e o magie care se întâmplă în clipa respectivă și ei la final, de abia când ies din această magie, zic, da mă, ce chestie, zic, chiar am stat și am avut timp. Adică se poate, dacă vrei, să faci timpul ăsta frumos, de calitate, în viața de zi cu zi. Foarte interesant. Să sperăm că și arădenii noștri atunci când veți face la Arad, ați avut unul. Deja, da. Da. Următoarea dată va fi cândva anul viitor, da? Da, în martie. În... 6, 7, 13, 14 martie. Așa? E vinerea și sâmbătă. Cred că vor veni cam câți participanți? Maxim 20. Maxim 20. Maxim 20. Chiar am primit un feedback foarte fain, nici n-am apucat să zic. Noi stocăm aceste videoclipuri, cum ar veni, înregistrările video, o anumită perioadă și le-am trimis un mail foștilor participanți că urmează să la 1 noiembrie să ștergem această arhivă ca să putem să încărcăm noile înregistrări și o participantă din Cluj mi-a spus, mi-a picat atât de bine să revăd înregistrările, m-am reîncărcat cu ce am trăit acolo. Da. Poate, dar nu le pot după aceea păstra? Ei pot să-și le descarte, sigur, da, ei pot să-și le downloadeze și... În câte orașe ați făcut până acum atelierul ăsta? Am fost în Timișoara, în Bocșa, în Arad și în Cluj. Care e diferența dintre oameni?
Că este. Am văzut. Tu ai văzut diferența? Contează... poate profesia. Contează din ce... energia grupului. Dacă, de exemplu, evident că ne axăm foarte mult pe partea de pe educație. Povestea educă, influențează și, mă rog, creează divertisment, ca să zic așa. Și atunci lucrăm foarte mult, în primul rând, cu profesori și învățători. Ei sunt primii care au deschiderea spre treaba asta. Aha. Și probabil că pe ei ajută foarte mult. Evident, da. Evident, dar nu numai, dar în primul rând sunt ei. Și atunci când avem, de exemplu, un grup omogen, cum sunt, de exemplu, cum a fost la Bocșa, unde am fost invitate de o școală anume, care ne-a invitat să facem pentru toate cadrele didactice de acolo acest atelier. Și atunci, fiindcă dacă ele se cunosc deja, e un avantaj, dacă au același punct de interes. De exemplu, dacă merg să lucrez, cum am lucrat, de exemplu, numai cu preoți, da? E o variantă. Dacă lucrez doar cu IT-iști, e altceva, adică toți sunt axați ca meserie pe același lucru. Dacă sunt toate profesoare, altfel lucrez cu ele pentru că funcționează mai ușor. Cum a fost și la o școală de tip Montessori, de exemplu, tot așa în Timișoara, unde lucrând, toate fiind de la aceeași echipă, a fost mai ușor. Altfel trebuie să mă rup în mai multe direcții pentru că eu trebuie să extrag din acea poveste, din acel joc, mesaje sau idei pentru fiecare în parte, pentru că fiecare meserie, dacă tu ești realizator de emisiune și el e IT-ist și el este corporatist și ea este profesoară de limba română, trebuie să spun ce contează pentru fiecare în parte și să atrag acel mesaj pentru fiecare în parte. Dacă am o singură categorie, atunci cumva tot fluxul de energie merge în acea direcție și poți să dezvolt mai mult. Și atunci, într-adevăr, eu am simțit când a fost... Da, asta, puțin background-ul contează, da, influențează. Dar am avut și participanți care au venit pentru că vreau să lege o relație cu o domnișoară. Deci am avut... Ah, ce frumos! Da, am avut un tânăr. Da. Și o să avem o seară de povești, de... parfum de poveste se numește. În, o seară de... În 6 noiembrie, la ora 20, o să fim la Enotica de Savoia, o să avem povești de dragoste, ce povești frumos. Romantice, da, care sunt invitate persoane care vor să... adulți, evident, că se va servi și un pahar de vin. Ce fain combinația! Da. Foarte tare! Dar acum contează pe acești povestiri pe care... Asta iarăși un... Pe care, un na, ce înseamnă un om cu viziune? Eu nu. Dar Ioana... s-a gândit cumva să păstreze legătura cu oamenii. Adică după ce ai terminat, ai absolvit primul modul, primul nivel, sunt două nivele, aha, deci mergem mai departe pe treaba asta, îi păstrăm, ea ține o legătură cu tot grupul acesta de povestitori. În Montreal, când am fost la un festival de artă povestirii în Canada, acum vreo 6 ani, am fost invitați, toți care eram director de festival, am fost invitați să facem o seară frumoasă la un cercul povestitorilor din Montreal, Le Contour de Montreal, care erau niște povestitori, unii profesioniști, alții amatori, și care se întâlneau o dată pe lună într-un fel de sală, un fel de cămin cultural, ca să zic așa, lor, care aveau și o mică scenă și se întâlneau o dată pe lună, spunea fiecare câte o poveste. O poveste putea să fie o glumă, putea să fie o poveste personală, putea să fie o poveste tristă sau una veselă și apoi rămâneau împreună la să servească un pahar de suc, un pahar de vin, o prăjitură, unii aduceau salate și așa mai departe. Și apoi și noi invitați să spunem povești în acest cerc al povestitorilor și mi-am dorit foarte mult să păstrez treaba asta, să o aduc și cumva în țară. În alt cadru festivalului de Magia Cuvântului, care este cu Mihaela Blaga de la Biblioteca Județeană, ei sunt cei care susțin, bineînțeles, festivalul mai departe și le mulțumesc din suflet și domnului Doru Sinaci. Cumva am dorit foarte mult să dezvoltăm această artă povestirii în partea de adulți. Nu prea a funcționat foarte mult timp, mi-a fost greu, pentru că nu aveam logistica și harul Ioanei de a face treaba asta, însă acum că avem acest atelier, putem să-i păstrăm și să facem exact ceea ce eu am văzut în Montreal, adică să păstrăm cercul povestitorilor, să meargă mai departe treaba asta și le spun așa cumva la final, zic, uite, noi suntem acum ca și un fel de un cerc așa secret al povestitorilor, ceva așa al nostru, ca și un fel de arma noastră, putere cumva copiii mei și zic, uite, acum fiecare e cu o putere specială, unui Superman, unui Batman, așa suntem, mă, noi suntem, da, cam așa este, avem această armă minunată a artei povestirii și suntem noi acești povestitori și cumva, adică reînviem ceva ce s-a uitat și o ducem iarăși, ducem la suprafață această artă. Și atunci, cum facem treaba asta? Păstrăm legătura, păstrăm relația și Ioana face acest demers în fiecare lună. Da, cred că asta e frumusețea lumii în care trăim. Fiecare dintre noi suntem unici, suntem extrem de diferiți unul de celălalt, dar dacă suntem deschiși să ne uităm și la cel de lângă noi, putem crea o conexiune care ne ajută pe amândoi.
Cred că asta e foarte fain. Și cred că, de fapt, și asta este un pilon al dezvoltării personale a fiecăruia dintre noi. Să nu uităm că nu suntem singuri în lumea asta, că cineva e lângă noi, poate întâlnim o persoană nouă, un om care ne poate aduce o bogăție nouă, ne îmbogățește și noi la rândul nostru facem pentru el. Foarte fain. Dintre toate atelierele pe care le-ai, mă rog, gândit, apropo că vreau să te întreb cum se gândesc aceste ateliere, dar hai să revin la prima întrebare. Care ți-a plăcut cel mai mult? Care a mers? Evident că al Georgianei, chiar îți spuneam la săptămâna trecută când am terminat la Arad, că atelierul Arta Povestirii este prințesa atelier de cuvinte, deci nu... Acum ce să zici tu? Nu, da, chiar așa este. Care adică l-am organizat acum în noiembrie, în 6, 13, 20 și 27 noiembrie, organizăm a 7-a ediție, care va fi de data aceasta la Timișoara, deci e de departe cel mai apreciat atelier. Și ce asta ateliere mai aveți în portofoliu? Mai avem, în afară de cel de dicție, avem atelierele pe Școala Familiei. Atelier de Cuvinte este partener local al programului național Școala Familiei, care este pornit la București cu toate centrele universitare din România, dar și câteva, să zic așa, localități care sunt în jurul acestor centre universitare și care vizează ateliere în special de parenting, dar au și zona aceasta de nutriție și dependențe. Spre exemplu, lunea viitoare avem modulul 2 al atelierului cu doamna dr. Lavina Melania Bratu. De data aceasta va fi pe dependențe. Avem pe 30 octombrie un atelier foarte fain, Conectează-te cu copilul, care poate să fie copilul tău sau copilul de la clasă. Și mai avem ateliere pe zona aceasta de trucuri în relația cu copilul, adolescența, o provocare, să vorbim despre păsări și albine cu doamna dr. Violeta Radosa. Deci sunt teme, să zic așa, de actualitate, care nu se adresează doar părinților, cât și specialiștilor, dar în mod special, să zic așa, tinerilor care se gândesc că să-și întemeieze o familie. De ce? Pentru că dacă eu, spre exemplu, aș fi avut toate aceste informații înainte de a avea pe Elena, pe fica mea, cred că eram o mamă mai bună. Și de asemenea eram o soție mai bună, da, în relația mea cu Eugen, cu soțul meu. Toate lucrurile astea e bine să le faci înainte, să te pregătești, nu să ajungi în situația respectivă să zici, oare ce trebuie să fac acum sau cum ar fi trebuit să fac. Și de asta încurajez și tinerii și adolescenții, pentru că adolescenții sunt foarte maturi. Eu am o părere foarte bună despre adolescenți pentru că lucrez cu ei în proiectul Ce faci, te face. Sunt foarte maturi și chiar invit și pe ei să participe la aceste evenimente, pentru că toată lumea are de câștig. Și 2 ore să străpești la un moment dat pe o temă care chiar te preocupă în momentul respectiv, eu zic că este un câștig nu pe termen scurt, pe termen lung. De exemplu, la atelierele cu și despre adolescent pot participa și părinții? Deci cele 2 ateliere care sunt pe tema adolescenților, deci cel cu adolescența, o provocare, da, este un atelier copil-părinte. Foarte tare. Da. Iar cel care este despre păsări și albine, mai întâi se vorbește cu părinții și apoi este separat cu copii, pentru că altfel se deschid în momentul în care este vorba despre educație sexuală, altfel se discută dacă sunt numai ei, între ei. Dar părinții trebuie pregătiți, pentru că e o provocare cum să vorbești despre aceste lucruri cu copilul tău, mai ales că el nu vine să se deschidă și nu vine să povestească cu asta tine. Asta vreau să te întreb. Da. Care e atitudinea adolescenților la o discuție de genul ăsta, la un subiect de genul ăsta, știind că și părintele e lângă el? Dacă este vorba despre o temă generală, cum este adolescența, sunt și eu foarte curioasă, pentru că acest atelier va fi în decembrie. Este un produs pe care l-am gândit și care îl experimentăm acum cu colega foarte mea. Interesant de văzut, da, și de urmărit. Da. Pentru că, în general, adolescenții nu prea au chef să vorbească cu un adult apropiat. Mai repede găsesc un adult din anturaj cu care să vorbească. Așa este. Numai că aici vine cumva pentru că noi avem aceste întâlniri de peer counseling, care spune loc de spus. Speranța Munteanu, psihologa cu care eu lucrez în acest proiect, a avut de la tineri acest feedback, faptul că ei nu au cadru, nu au
nu știu cum să facă, cum să-i abordeze pe părinți, nu știu cum să vorbească cu ei despre anumite lucruri și în felul ăsta i-a venit ideea să, ca ei, adolescenții, să fie invitați la acest atelier. Adolescența, o provocare. Foarte tare. Atelierul despre dependențe l-ați avut deja sau tot e un proiect în derulare? Atelierul despre dependențe l-am mai avut, a mai fost câteva ediții la începutul anului și acum îl reluăm pentru că din toamnă am relansat programul de școala familiei. Acolo sunt doar adulți sau sunt și copii? Deocamdată la celălalt atelier au fost doar adulți. Acum îmi doresc să vină și adolescenți. S-ar putea să avem câțiva adolescenți. Mi-au spus părinți că ar fi interesați și îi aștept cu drag. Și spune-mi, cum reacționează adulții? Își recunosc dependențele? Da, pentru că dependența nu este la nivel doar la nivel de mâncare. Este și poate să fie la nivel de telefon sau job profesional și Lavina vorbește foarte frumos, are un dar de a te face să conștientizezi unde ești tu și să iei aminte și chiar să faci ceva. Deci eu am experiență concretă cu ea și chiar și eu personal, pentru că n-am apucat să vă spun, eu sunt prima câștigată din toate aceste ateliere, pentru că eu particip la toate. Păi tocmai de aia te întreb, eram sigură. Tu ești super dezvoltată personal. Da, te-am întrebat de dependențe pentru că adulții în general nu și le recunosc. Chiar dacă cei pe care undeva, vin acolo și le recunosc. Chiar dacă pe undeva sunt conștienți de ea, dar nu și le recunosc practic, nici măcar. Practic dependența, cum spune Lavinia, este rezultatul unei lipse de conectări. Da. Conectarea ta cu tine, cu ceilalți, aici apare dependența. Dar dacă faci pasul ăsta și mergi la un atelier, înseamnă că deja vrei să cunoști mai mult sau vrei să te dezvolți. Da. Adică mi se pare un lucru important faptul că deja ai ajuns acolo, oricare ar fi atelierul. Dincolo de pasiunea pentru ceea ce faci, care este cea mai mare pasiune a ta? Îmi place să pictez când am timp. Ce tare! Da. Sportul, citesc, astea sunt lucrurile Georgie? Care... În afară de teatru, de magia cuvântului, de povești. De când am timp, da, îmi place foarte mult să citesc și îmi place să cred că fac asta destul de des. Dacă apuc, am o oră, pauză de o oră, în acest mic oraș al nostru, suburbia Timișorii. Ei, na! Așa, îmi place foarte, iubesc foarte mult Arad, deci îmi iubesc orașul teribil de mult. Îmi place să mă plimb și să mă uit la clădiri, să aflu poveștile, mă rog, sunt angrenată în viața mea de poveste, să aflu poveștile din spatele acelor clădiri vechi și îmi place să merg în parc și să stau să citesc. De obicei îmi place oriunde mă duc în lumea întreagă, îmi iau totdeauna cartea cu mine pe care o am la activ sau cărțile și undeva la un moment dat stau pe o bancă să citesc. Mie se pare că așa umplu cu adevărat ființa mea cu acel loc dacă fac treaba asta. Așa e o chestie a mea. Da, uite, ce spui tu acum mă duce pe mine în spate în timp și mi-aduc aminte că pe vremea când eram și eu acolo aproape de adolescență, da, o evadare erau cărțile, pentru că n-aveam alte posibilități cum sunt astăzi. Și da, și mie îmi plăcea să merg, stăteam foarte aproape de parc, îmi plăcea să merg în parc pe bancă să citesc. Da, uite, eu, de exemplu, acum, cartea pe care o citesc este o carte a lui Brian Tracy, care spune începe cu ce nu-ți place, sau Eat the Frog, în engleză. Voi ce citiți acum? Iona? Eu citesc Lasă vrăjala. Au, ce tare! Da. Despre ce-i vorbi? Cine a scris-o? Am un lapsus acum. Bine, facem și noi aici un pic de schimb de experiență. Da, eu vă mărturisesc că din nou lucrez la un alt spectacol și o să fie, adică sper să fie un spectacol și împreună cu o mezzo-soprană de la Opera Națională din București, Mihaela Eșpan Mladin, și lucrăm acum la un viitor spectacol și atunci care e dedicat femeilor din perioada închisorilor comuniste. Și pentru asta citesc acum, mă documentez și citesc Binecuvântată fie închisoare de Nicol Valeri Grosu și pe lângă asta am alte cărți la activ, multe dintre ele sunt de teorie de arta povestirii. În limba engleză, din păcate, ne dăjdim să scoatem câteva cărți de teorie și n-ar pe partea... N-ar fi rău. De asta lucrăm deja la partea asta chiar foarte serios. Mă preocupă gândul să fac chiar doctoratul, probabil, pe partea asta de arta povestirii, de la actor la povestitor. Și astăzi
sunt cărțile pe care le-am. Am înțeles. La activ. Ioana, înainte de a încheia discuția noastră, aș vrea să ne vorbești puțin despre site. Despre site. Da, ok, www.atelierdecuvinte.ro este un site, să zic așa, care cuprinde și povestea mea, de unde am pornit și care este visul meu. Este structurat pe partea de evenimente active, dar și derulate, ca să poate că ți se pare interesant un atelier și vrei să-l aduci la tine în școală, spre exemplu, sau la tine în companie. Avem școli cu care lucrăm pe partea aceasta de dezvoltare personală, atât cu copii din ciclul primar, cât și cu copii din ciclul gimnazial. Sunt școli de stat. Deci sunt școli în care părinții înțeleg importanța acestei dezvoltări personale. Se face în cadrul orelor de diriginție sau de dezvoltare personală, depinde de nivelul de școlarizare. De asemenea, sunt ateliere structurate pentru adulți, adolescenți și copii. Deci acolo, cine e interesat, da, poate da, găsi toate poate informațiile. Găsi toate informațiile, da, da. Și suntem dispuși să lucrăm și cu o echipă de la o companie sau cu anumiți tineri sau cu copii. Depinde de subiect. Mă întrebai, sau ai vrut să mă întreb la un moment dat, cum gândesc un atelier? Eu pornesc de la persoană. Deci Așa. Eu pornesc de la Georgi, da? Și Georgi, ce-ți place să faci? Care e pasiunea ta? Care să zic așa, lucru care pe tine te motivează cel mai mult? Și în felul ăsta pornesc. Deci pornesc de la persoană. Pornesc de la ce-i place acelei persoane să facă și ce vrea să împărtășească. Și atunci e foarte simplu după aceea. Deci până la tot conexiunea umană e elementul principal, e miezul. Da. Și de orice fain. Și dezvolți în jurul lui. Da, dezvolt în jurul lui. Și sigur merg și puțin pe spre exemplu, avem o școală în care la ciclul primar am mers și pe nevoile clasei. Ei sunt de clasa a treia. Acum, anul trecut școlar, am lucrat puțin pe partea de gestionarea emoțiilor și rezolvarea de probleme. Iar anul acesta, doamna învățătoare și părinții ne-au solicitat să mergem pe partea aceasta de tehnici de învățare, pentru că ei au început să aibă mai multe materii și, sigur, acest modul de tehnici de învățare îl facem și la clasele a cincea, în momentul în care ei intră la gimnaziu și volumul. Este mult mai mare și saltul este totuși substanțial. Dar, apropo de asta, chiar am avut un invitat care ne-a vorbit de mai multe tehnici de învățare care sunt foarte faine. Așa este. Și care ajută extraordinar Așa de mult. Este. Și adulți, practic, copii deopotrivă. Ești câștigat, ești eficient în ceea ce faci și, până la urmă, timpul trebuie să știi cum să ți-l organizezi ca să ajungi unde vrei să ajungi. Și am mai avut un atelier foarte, foarte fain cu adolescenții, deși a fost foarte greu să-l organizez, pentru că ei sunt foarte reticenți, așa cum ai spus. A fost funny afternoons, după amieze, să zic așa, deosebite, distractive. Amuzante? A fost cu Georgi organizat și a fost tot așa un atelier de dezvoltare personală pe partea de arta povestirii, dar și improvizație. Și a doua serie a fost mai ușor. Deci prima serie a fost cumplită. A trebuit să sun, cred că de 2-3 ori, familii care, părinții își doreau, copiii erau rezervați, dar până la urmă au zis da, pentru că nu neapărat că eu am insistat și le-am spus că va fi foarte fain, ci pentru faptul că aveau încredere în mine că ceea ce le ofer eu este de calitate și că era vacanță, asta a fost ambele evenimente au fost în vacanță, la începutul vacanței și la sfârșitul vacanței de vară. Și au zis, ok, copilul meu oricum stă pe tabletă sau pe telefon și nu face ceva constructiv, hai, l-am împins la spate și le-am zis, ok, dacă după prima zi nu-ți place, pentru că au fost 5 zile sau 4 zile, dacă după prima zi nu-ți place, îți dau banii înapoi, toți banii înapoi. Și asta i-a convins că până la urmă... E fain. Da, e o garanție a succesului până la urmă. Fica ta, care dintre ateliere? Fica mea a participat, are 12 ani. Așa. A participat la Funny Afternoons și a participat la Cei Patru Eroi, cel care este pe partea aceasta cu gestionarea emoțiilor, cu rezolvarea de probleme și tehnici de învățare. Da, i-a plăcut, da. Trebuie să recunosc că acum 10 ani, când am intrat în aceste proiecte de dezvoltare personală pentru copii, am făcut-o pentru ea. Am fost cofondator a unei grădinițe și a unei școli private din Timișoara. Ea, evident, că a mers la această grădiniță
și toată partea aceasta de activități extracurriculare am dezvoltat-o astfel încât grădinița și școala să nu fie doar o grădiniță și o școală obișnuită, ci să aibă parte de experiențe care să îmbogățească pe ea și pe copiii de la ea din școală. Și practic lucrurile așa s-au dezvoltat, așa am cunoscut oameni extraordinari, așa am început să... Deci Elena e motorul. Elena este motorul, da. Da. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Părinți, copii, adolescenți. Da, mesajul meu ar fi pune pasiune în ceea ce faci și caută să te descoperi și să ieși din zona ta de confort ca să ajungi un om desăvârșit. Georgi, tu ce le spui? Uite, telespectatorii noștri de-abia așteaptă să te audă. Să vă faceți viața ca și o poveste. Și orice poveste, în primul rând, are la bază conflictul și drama, ca și viața, în general. Și atunci, orice conflict, orice stare de criză pe care o avem în viață, e doar un moment din această poveste care îi dă culoare și dă pigment, dar întotdeauna lucrurile se termină cu bine. Dacă vedem viața ca pe o poveste, înseamnă că avem speranță, înseamnă că știm că întotdeauna se va termina orice moment greu cu bine și că noi suntem eroiul principal din această poveste, așa că în noi stă puterea de a rezolva problema. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Ioana, pentru că ai venit până la Arad. Ție, Georgi, ca intermediat întâlnirea noastră, a fost foarte fain, mie mi-a plăcut foarte tare. Cred că și dumneavoastră, celor care ne urmăriți în mod constant în fiecare joi, v-a plăcut. Uite, așa am creat o magie în jurul unei povești. Povești care a început și cu siguranță va avea un happy end, zic eu. Încă o dată vă mulțumesc. Mulțumesc. Vă doresc baftă în tot ceea ce faceți. Poate mulțumesc. Ne mai vedem, Doamne mulțumesc. Ajută. Și dumneavoastră, celor care ne urmăriți, vă doresc o seară foarte faină, magică, dacă se poate. Toate bune, la revedere! Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele, joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.